Bun, bun, bună ziua, bun, bun, bine v-am găsit la un nou video. Băi, fraților, am reușit să ajung și eu după o săptămână în grădina fermecată și am constatat următoarele chestii, că din 5 pomi, aproximativ unul singur s-a oprit și nu mai crește, adică nu mai crește, nu mai înflorește. Deci am una bucată păr care arată minunat, cu toate că, na. Aici e locul unde s-a întâmplat marea bubă la mânuță. Au. Mai am încă un cais care arată minunat. Acum o să pun puțin pauză, după care o să revin la cireș, că acolo e problema mea. Deci, unul din cireși se prezintă cam așa. Deci, clar, probabil se va usca în scurt timp. Cel de-al doilea cireș, care este pus pentru mama mea. De fiecare dată când mănânc din el, să-mi aduc aminte de mama. Nu am fost eu cu ideea asta, dar e o idee minunată. Și încă un cireș care nu prea e cireș, dacă mă înțelegeți ce zic. Adică, băi, e... Ce-i mă, frumosule? Și minunăție de pisoi negru de rusi, albastru de ruse, parcă. Așa-i zice, deci... Cartofiorii care sunt super mari. Și probabil când o să mai îmi revin un pic cu mâna, o să mă apuc să îi acopăr ca să fac cuibul propriu zis. Un coacăz pe lângă care am trecut și nu mai știu dacă mai există, s-ar putea să fie uscat, să fie făcut ferfeniță. Și încă unul care era pe aici, pe undeva, și care bineînțeles că nici pe ăsta nu mai găsesc. Și era foarte frumos. Orică deja a trecut iarba peste ele și deja nu le mai văd. Ori... Și acum știu, o să zic o grămadă de oameni următoarea chestie. Bă, da, dar ai investit timp, bani și ajungi o dată la o săptămână. Bă, fraților, munca și nefericitul accident, să-i zic așa, cu intervenția. Asta e. Acum o să stau până după amiază, destul de târziu, și o să încep să aud grădina, o să vă duc și la grădină, la unde am legumele. Între timp, ceva salată, mărar, și să vă arăt chestiile de rezistență. Ia uitați-mă, oameni buni, mă. Ia uitați-vă, mă, cât de minunate sunt, mă. Ia uitați-vă, mă, oameni buni. Păstăi de mazăre, mă. Bă, deci păstăi de mazăre. Ce poate fi mai mișto de așa? Ia uitați-mă, oameni buni. Și acum să mănânc. Mamă, ce dulci sunt. Cred că sunt și mai duși, că sunt de la mine, din grădină. Ceapa care o știe Modelina, o știe toată lumea. Am reușit într-un final în duminica aceea să iau iarba și de pe aici. Morcovii, care sunt o minunăție. Spanacul, care a început să se urce un pic, să se ridice. Și cam așa arată grădina mea. Nu s-a uscat absolut nimic în o săptămână în care n-am mai udat nimeni. Îmi cer scuze, sunt prea acaparat de gustul dulce de
de mazăre ca să nu fiu fericit. Voi, oameni buni, trebuie să pun niște sârmă și niște araci, că ia uitați-vă ce am eu aici. O grămadă de roșii. Mai am încă câteva pe acolo. Ardei care au fost puși ulterior de două ori, cam așa arată.